Mai bine de jumătate dintre medicii români tineri se gândesc să plece din țară după rezidenția. Mulți aleg această variantă nu pentru că nu vor o carieră în țară, ci pentru că nu au unde să muncească. Asta în ciuda faptului că guvernul a deblocat mii de posturi la început de an, iar cifrele oficiale arată că e nevoie de personal medical în multe județe ale țării. Aproximativ 57% dintre medicii tineri vor să plece în străinătate, se arată într-un studiu al Colegiului Medicilor din România. Deși pe hârtie guvernul României a deblocat mii de posturi din spitale, realitatea arată că tinerii medici nu au unde să se angajeze după finalizarea rezidențiatului. Este și cazul lui Vlad Bobu, medic specialist în chirurgie ortopedică. Tine 5 ani a fost rezident. După aceștia 5 ani, rezidentul are două soluții. Unu, se complace. Doi, pleacă. Cazul meu. De aproximativ 15.000 de cadre medicale ar avea nevoie spitalele românești, arată cifrele oficiale. Cu toate acestea, ca să se organizeze, tinerii medici sunt la mâna celor vechi în sistem. După ce am ales ce medicul cu care voi lucra, am avut norocul să fiu cu cineva tânăr cu care puteam să vorbesc de la persoană la persoană, per tu. Din punctul ăsta am avut noroc. Dar sunt alți colegi de care n-aș putea să spun în același lucru neapărat. M-am auzit niște chestii care m-au uimit, că tu ca rezident pui mâna pe bisturiu de-abia în anul 4-5, ceea ce profesorul le zicea, nu e cazul, nu te agita, că fac eu tot. Nu ești lăsat să faci, să operezi din motive financiare, pentru că se câștigă. Este reclamă, cu cât operezi mai mult și așa poți să ai o reclamă mai bună, ești mai cunoscut, putere, influență, poți să intri și în politică. Iar singura opțiune care le rămâne medicilor la început de drum este să meargă în străinătate, unde sunt primiți cu brațele deschise, dar și tratați altfel decât în România. Rezidentul e un sclav, ca să zic așa, un sclav, care, dacă are norocul să mai pună mâna, e un sclav fericit. Ca să poți profesa, mai există anumite mijloace pe care eu le-am ignorat, pentru că nu-mi stă în caracter să fac chestia asta. Poți bine mersi cum spui, da, domnul doctor, da, domnul profesor, așa este. Și dacă îi se pare lui că meriți cât de cât, îți dă, poate să scoată un post pe UMF, pe Carol Davila, în care tu practic devii asistent universitar, ești plătit la jumate, dar tu practic îți faci un contract pe perioadă determinată și tot slugăluiești. Nu mai aveam așteptări. Asta am simțit în anul 3, plafonare, și am simțit să fac pasul respectiv, să plec în Franța. Am ales să plec din țară pentru că, efectiv, nu poți să te dezvolți pe plan profesional, ca medic rezident. Îmi pare rău că plec, dar singurul lucru de care îmi pare rău e familia. Atât. Spitalul meu.